La 20 de ani, aproape orice tânăr are viața la picioare. Trăiește la maxim fiecare clipă, își croiește o cale spre viitor, luptă pentru visele sale, își făruiește o familie, își construiește un cămin. Pentru un băiat din Comuna Românești, însă, toate acestea sunt doar vise. La 20 de ani, Florin Colomei este țintuit într-un fotoliu și își trăiește viața între cei patru pereți ai camerei sale. Nu poate merge, nu poate ieși afară când vrea să se bucure de aer curat, de soare, să vadă animalele din gospodărie. De când era un bebeluș, Florin a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică și sindrom convulsiv. Ce fac zi de zi? Stau aici în fotoliu și stau pe telefon în mare parte a zilei. Cu altceva nu mă pot ocupa, din păcate. Acum că este frig afară, poate nu poți ieși, dar în timpul verii te poți deplasa până afară măcar? Cel mult de 20 de ori pe vară, dar nu, cred că e mult, 20. Și toată viața ta este în acest fotoliu în care stai așezat acum? Toată viața mea se învârte în jurul acestui fotoliu în care sunt așezat acum. Florin este un tânăr de o inteligență sclipitoare. Deși nu a fost la școală și nu a învățat să scrie și să citească, băiatul încearcă să facă toate acestea de unul singur. Pe parcurs am mai început să mai învăț, dar nu scriu, am foarte multe greșeli gramaticale. Nu scriu perfect. Lui Florin îi plac foarte mult animalele și ar dori să o poată ajuta pe mama lui să le îngrijească pe cele pe care le are în gospodărie. Mai e mult, eu intru pe site-uri cu animale, oi, câini, ciobănești, vaci, ceea ce mă interesează pe mine. Una dintre pasiunile mele este zootehnia, dar din păcate nu pot să fac chestia asta. Și asta mă doare foarte tare. Cea mai mare dorință a lui Florin este să aibă un căruț electric, un mijloc care să-l ajute să se descurce singur și să nu mai depindă în orice clipă a vieții sale de mama sa. Ideal ar fi un căruț electric, dar având în vedere că costă peste puterile noastre financiare, nu am nicio șansă. Este prizonier în propriul trup și în acel fotoliu, iar cea care are grijă de el este mama sa, o femeie care are și ea mari probleme de sănătate și se deplasează doar cu ajutorul unui baston. Ce lipsește mie cel mai mult? Faptul că alte persoane de vârsta mea pot să umble și eu trebuie să stau aici între patru pereți. Acum am îmbătrânit și eu, merg între ipșoarii, cu tot cu bățul în mână, altfel nu mă pot duși. Ia ca și gheața asta acum și fai de capul meu, ieri dimineața am luat o trântă aici cu capul de ușă, de-am văzut să te livez. Trecut. Mamei îi se rupe inima când își vede băiatul vărsând lacrime amare că nu se poate bucura și el de libertate și nu poate face ceea ce își dorește. Câte ori plânge și spune, mamă, duci de drumul leacă la oi să mă uit și eu la dânsele să le văd și eu, măcar de atâta să le văd din fotoliu, dacă altfel nu, da, ce să-i fac? Povestea pe larg a lui Florin și a mamei sale o puteți urmări în această seară de la ora 19:30 la Somax TV, în cadrul emisiunii Inimă pentru Inimă, realizată de Andreea Ursu. Având în vedere cum ați discutat și cu mama mai devreme, că nu știu ce o să întâmple după ce mama nu o să mai fie. Poate o să pară straniu ceea ce o să spun acum, dar eu mi-aș dori să fiu eu primul care pleacă din această lume, pentru că nu văd ce se va întâmpla cu mine după ce mama nu o să mai fie.